Și intrând în casă, au văzut pe prunc împreună cu Maria, mama lui, și căzând la pământ, s-au închinat lui și deschizând visteriile lor, i-au adus lui daruri, aur, tămâie și smirnă. Evanghelia după Matei, capitolul 2, versetul 11. Preacucernici părinți consilieri, preacucernici părinți protopopi, preacuvioșii preacucernici părinți, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean și iubiți frați și surori, cu multă bucurie am venit în a doua zi a Crăciunului la dumneavoastră, aici unde se ridică această ctitorie pentru veșnicie și de care să fiți tare bucuroși. Cuvântul meu de învățătură din această mare sărbătoare îl intitulez așa: Darul nostru de Crăciun făcut Domnului Hristos. Vedem că sărbătoarea Crăciunului prin excelență este sărbătoarea darurilor. Cei trei crai din răsărit au intrat în casă și au dat daruri, aur, smirnă și tămâie. Și plecând de la această realitate, în tradiția creștină se obișnuiește ca de Crăciun să ne facem daruri. Și toți creștinii se bucură de daruri, mai ales cei mici se bucură de daruri. Și atunci noi ne punem întrebarea cu care am zis că îmi voi și călăuzi cuvântul de învățătură: ce dar de Crăciun îi facem noi Domnului Iisus Hristos? Și la această întrebare răspund slujbele noastre. La vecernia praznicului de astăzi, imnograful sfânt și el se întreabă: ce dar să-i duc eu Domnului Hristos? Și auziți ce zice cântarea, e așa de frumoasă. Ce vom aduce ție, Hristoase, că te-a arătat pe pământ ca un om pentru noi? Fiecare din făpturile cele zidite de tine, mulțumire aduc ție. Îngerii, cântarea. Cerurile, steaua. Magii, darurile. Păstorii, minunarea. Pământul, peștera. Pustiul, ieslea. Și acum fiți atenți. Iar noi ți-o aducem pe Maica Fecioară. Preasfânta Fecioară născătoare de Dumnezeu, ocrotitoarea bisericii dumneavoastră, este adusă Tatălui ca dar de noi, de noi pământenii, pentru că este compământeană ca și noi. Pe Maica Domnului i-o aducem dar Domnului Iisus Hristos de Crăciun. Și atunci ne punem serios întrebarea: oare de ce or fi și creștini pe pământul acesta care nu prea cinstește Maica Domnului? Ea e mai cinstită decât ieruvimii, decât serafimii. Ea este darul de Crăciun pe care îl aducem noi Domnului Iisus Hristos. Acum, un sfânt îl cheamă Procul și a fost patriarh al Constantinopolului. Face o comparație extraordinară între Eva și între Maria. Între Eva, prin care tot neamul omenesc ne-am prăbușit și am căzut în moarte, și între Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, prin care
Tot neamul pământesc ne-am salvat din moarte. Ele stau ca două pietre de hotar, una la început de istorie, alta la sfârșit de istorie. Eva la început de istorie și Preasfânta Născătoare de Dumnezeu Maria la sfârșit de istorie. Și iată ce zice Sfântul Proclu, vă redau cuvintele lui. A Evei e moartea. A Mariei e viața veșnică. Al Evei, rodul care omoară. Al tău, Marie, cel care dă viață, prin Domnul Hristos căpătăm tot viață. Al ei, adică al Evei, înșelăciunea. A ta, dragostea. Prin ea, prin Eva, despărțirea de Dumnezeu și de oameni, prin tine, prin Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, prin tine, tainica apropiere de Dumnezeu. Prin ea, somnul întunecat al iadului, prin tine, binecuvântarea, prin ea, condamnarea, prin tine, iertarea. Și apoi, după ce ține o predică foarte lungă, Sfântul Proclu, Patriarhul Constantinopolului, încheie așa de frumos, încât să nu uitați nici frățiile voastre. Se adresează Maicii Domnului și zice, bucură-te, catedrală în care Fiul lui Dumnezeu a fost hirotonit preot, auziți? Dumnezeu s-a coborât din cer în sânul ei, care a devenit catedrală în care Fiul lui Dumnezeu s-a hirotonit preot. Așa că, pentru noi creștini, care ținem de firul credinței pe care l-a lăsat Domnul Iisus Hristos, e foarte importantă a doua zi de Crăciun. Și dacă ne uităm pe calendar și vedem, că astăzi este soborul Maicii Domnului. Vedeți? La praznicile mari, a doua zi este pomenit personajul principal prin care Dumnezeu își face lucrarea. La Crăciun, a doua zi, Maica Domnului, prin care Domnul Iisus Hristos vine în lume. La Bobotează, a doua zi, Sfântul Ioan Botezătorul, prin care este botezat Domnul Hristos. La Bună Vestire, praznicul bisericii dumneavoastră, hramul bisericii dumneavoastră. La Bună Vestire, a doua zi, Arhanghelul Gavril, care bine vestește Maicii Domnului că îl va naște pe Domnul Iisus Hristos. Și am putea continua așa, însă important astăzi pentru noi este faptul că a doua zi de Crăciun este soborul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Și această sărbătoare ne-a adunat aici, ca să ne rugăm împreună și să ne bucurăm de această titorie pentru veșnicie pe care Părintele Florin, împreună cu dumneavoastră, o ridicați și va rămâne mărturie despre credința unor oameni cu minți, a unor oameni buni. Am zis la început că, din păcate, pe globul acesta, nu știu dacă or fi fiind și în Bistrița, mai sunt creștinii care nu o cinstesc pe Maica Domnului. Sigur că aceste devieri au intrat în istorie de-a lungul vremurilor. Zice Sfânta Scriptură că trebuie să fie și eretul, ca să se dovedească mai puternic adevărul. Au intrat în istorie de-a lungul vremurilor, dar noi cei ce sărbătorim soborul Maicii Domnului avem motive puternice ca să o preacestim pe Născătoarea de Dumnezeu. Și primul motiv este acela că ea are calitate de Născătoare de Dumnezeu. L-a coborât pe Dumnezeu din cer pe pământ jos.
prin Maica Domnului a venit Domnul Iisus Hristos printre noi păcătoși și ne mântuiește pe noi păcătoși. Și pe bună dreptate, zice un vers de cântare creștinească, scară dacă nu era, Domnul nu se cobora. Tu ești scara cea de flori cu un capăt peste nori. Aceasta este Maica Domnului. Deci primul motiv pentru care o prea cinstim pe Maica Domnului este aceea că ea este născătoare de Dumnezeu. A încercat în viacul al patrulea în istorie să zică că e doar născătoare de om, de Hristos, nu-i născătoare de Dumnezeu. Da, în persoana Domnului Hristos. Chiar dacă sunt două firi, și cea omenească și cea dumnezească, ele sunt unite într-o singură persoană. Deci Maica Domnului este născătoare de Dumnezeu. Acesta este primul motiv pentru care o preacinstim. Apoi o preacinstim pentru pururea fecioria ei, Maica Domnului. A fost fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere. Încă din Vechiul Testament, prorocul Ezechiel, inspirat de Duhul Sfânt, sublinia acest lucru, că Maica Domnului a fost fecioară înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere. Ezechiel 44 zice așa, apoi m-a dus bărbatul acela, îngerul, apoi m-a dus bărbatul acela înapoi la poarta cea din afara templului spre răsărit și aceasta era închisă. Și mi-a zis Domnul, poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și nici un om nu va intra pe ea, căci Domnul Dumnezeului Israel a intrat pe ea. De aceea va fi închisă pururea fecioria născătoarei de Dumnezeu. Deci întâi de toate o preacinstim pentru că este născătoare de Dumnezeu, apoi că e pururea fecioară. Apoi că, așa cum ne învață Sfinții Părinți, și cum și cântăm, ea e mai presus decât heruvimii și decât serafimii. Mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Și apoi mai avem un al patrulea motiv să o preacinstim, acesta este pragmatic. Este pururea rugătoare pentru noi către Dumnezeu. Pururea rugătoare pentru noi păcătoși. Aceasta este Maica Domnului. Și a doua zi de Crăciun, sărbătorim soborul Maicii Domnului, pentru că ne aducem aminte cum bunul Dumnezeu, prin ea, prin Maica Domnului, și-a făcut lucrarea și l-a coborât pe Fiul Său pe pământ. De aceea, repet, la Crăciun, să fac daruri. Darul cel mai mare este darul lui Dumnezeu, Tatăl care ne-l dăruiește nouă pe Domnul Iisus Hristos. Și apoi, Domnul Iisus Hristos, toți i-au adus darul. Mai citesc o dată aici, în cântarea care se cântă, la vecernia de aseară s-a cântat, dar se va cânta și la aceasta de astăzi. Ce-ți vom aduce ție, Hristoase, că te-ai arătat pe pământ ca un om pentru noi? Fiecare din făpturile cele zidite de tine, mulțumire ți-aduc. Îngerii cântarea, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace și între oameni bunăvoire. Cerurile steaua, steaua care i-a călăuzit pe mari din Persia până la staulul din Betleem. Magii darurile, aur, argint și mirnă. Păstorii minunarea, păstorii s-au minunat văzând îngerii cântând și proslăvindu-L pe Dumnezeu și au dus darurile lor mititele care ni s-ar părea nouă neînsemnate, dar au fost primii vestitori ai nașterii Domnului. Păstorii minunarea, pământul peștera,
peștera din Betleem, pe care unii dintre dumneavoastră care ați fost în pelerinaj în Țara Sfântă ați văzut-o, că este sub biserica cea mare din Betleem. Pustiul, Ieslea, s-a născut într-o iesle pentru că nu mai era pentru ei loc de găstuire în Betleem. În multe locuri nu mai este loc pentru Dumnezeu, pentru Domnul Hristos nici astăzi. Adică e periferizat din preocupările lor, că au alte preocupări mai importante decât rugăciunea și biserica și preocupările sfinte. Și noi o aducem în dar pe Maica Fecioară, pentru că ea este cel mai reprezentativ pământean care l-a coborât pe Domnul jos printre noi păcătoși. Acesta este gândul, iubiți frați și surori, pe care am vrut să vi-l comunic astăzi frăților voastre, când avem bucuria de a fi împreună în această nouă ctitorie pentru veșnicie și de a ne bucura împreună la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Dorim ca și celelalte sărbători, de mâine, de la Anul Nou, de la Bobotează, să le petreceți tot cu multă bucurie, cu liniște și cu pace sufletească și la toate mesele să fie inimi vesele. La mulți ani!